Lucrurile lui Dumnezeu trebuie făcute de Biserica lui Dumnezeu, care este asistată, împuternicită și ajutată de Duhul lui Dumnezeu. De aceea este misiunea noastră să facem ceea ce Domnul a început, ceea ce apostolii au continuat și ceea ce și noi trebuie să facem cu pasiune. În seara aceasta ne oprim din nou în Cartea Faptele Apostolilor. Sunt două luni de când nu am mai avut oportunitatea să vorbim din Cartea Faptelor, însă am avut oportunitatea să vorbim din Biblie. Revenim în capitolul 11 și pentru învățătura noastră, pentru gloria lui Dumnezeu, o să citim între capitolul respectiv toate cele 30 de versete. Pentru onoarea lui Dumnezeu vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Faptele Apostolilor, capitolul 11. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Pentru a început să le spună pe rând cele întâmplate, el a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoace cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce-a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși la cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a zis să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvintele prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și când am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului care a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, cum am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-au adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia oară ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au coborât niște proroși din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați. Mai avem câteva zeci de minute din timpul dedicat slujbei din această seară, un timp convențional pe care noi l-am hotărât să fie de două ore, socotind că am avea nevoie de acest timp să ne închinăm lui Dumnezeu într-o manieră organizată și
într-o metodă care să răspundă nevoilor noastre. Avem nevoie de pâine și apă. Indiferent de vârstă, de când ne naștem până murim, tot mâncăm și bem și dormim și multe altele. Tot la fel și pentru suflet, pentru omul din interior, avem nevoie de hrană pentru ca să nu se usuce, să nu ațipească, să nu adoarmă și să nu moară, ci să fie treaz în toate lucrurile și să fie folositor stăpânului, dar și în putere. În seara aceasta suntem la predica cu numărul 15 din Cartea Faptelor și la capitolul cu numărul 11. Activitatea din această carte, din Cartea Faptelor, cartea cu numărul 5 din Noul Testament, se întinde pe o perioadă de aproximativ 30 de ani. Cartea aceasta începe unde sfârșește viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Această carte menționează, cum am mai spus deseori, despre 32 de țări, 54 de orașe și 9 insule din Mediterana. Împărțirea cărții se face în 10 zone geografice. Capitolul 1 până la 6 este o secțiune dedicată în exclusivitate evreilor din Ierusalim. În Fapte 6:7 este menționat lucrul ăsta. Apoi este o altă secțiune dedicată evreilor din Grecia și samaritenilor. Spre exemplu, capitolul 9, versetul 31. Apoi este o secțiune dedicată neamurilor și celor din Antiohia, exact locul unde sau de unde noi am citit în această seară. Este o secțiune dedicată celor din Asia Mică și aici vom ajunge, dacă Domnul ne va da viață și sănătate, în viitor. Urmează o altă secțiune dedicată pătrunderii în Europa și se încheie cu o secțiune dedicată celor de la Roma. Capitolul 8, dacă vă mai aduceți aminte, a prezentat felul în care ministrul de finanțe al Etiopiei s-a convertit în vizita pe care a făcut-o în mod voluntar la templul din Ierusalim ca să se închine lui Dumnezeu. Următorul capitol vorbește de asemenea despre convertirea unui mare bărbat, Saul din Tars sau Apostolul Pavel. Capitolul cu numărul 10 vorbește despre convertirea unui ofițer de elită a lui Corneliu. Capitolul 11 este o prezentare a lui Petru la ceea ce s-a întâmplat în capitolul 11, unde este o prezentare a scriitorului care a fost medic, medicul Luca. Ca și în situația cu samaritenii, când se trece din Iudeea în Samaria, s-a făcut un pas pe care evreii din Ierusalim l-au acceptat cu greu. Și în situația de față, respectiv capitolul 11, se face un alt pas și dacă de la evrei din Ierusalim s-a trecut în Samaria, acum din Samaria se trece în Antiohia la neamuri. Aceste treceri, tranziții, mutări, evreii din Ierusalim le-au acceptat greu, fiindcă ei îi disprețuiau pe samariteni și nu puteau concepe să-i vadă la egalitate cu ei. Ce să mai vorbim despre neamuri, neamurile din Antiohia. Așa se face că acum când Petru acceptă să meargă în casa unui netăiat împrejur, neamuri, și să predice Evanghelia și să mănânce cu ei, evreii sunt indignați și îl critică, aproape că nu vor să vorbească cu el, părându-le rău că unul dintre ai lor a mers să mănânce cu alții care erau dintr-o altă tabără, erau priviți cu inferioritate și cu dispreț de către evrei. După cum în Fapte, capitolul 8, versetul 14, au confirmat convertirea samaritenilor, tot la fel aici se confirmă convertirea neamurilor. Și observați că lărgirea orizontului și lărgirea viziunii nu se face dintr-o dată, că omul nu suportă o diferență mare, de aceea ea e împărțită pe bucăți ca omul să o poată digera, să fie mai suportabilă. Așa trebuie făcut în lucrul Domnului întotdeauna și nu neapărat doar în lucrul Domnului. Niciunul dintre noi nu suntem în stare să acceptăm schimbări majore.
Schimbările, chiar și cele bune, sunt greu de făcut, fiindcă oamenii se simt bine în obișnuințele lor. De aceea și în biserică, când se face o schimbare bună, mulți sunt indignați și zice: dar ce, până acum n-a fost bine? Dar până acum, când am purtat pantofi de cauciuc, n-a fost bine? Ce ne trebuie pantofi de piele acum? Și când umblam cu capișon și bască de-aia cu muștuc, ce ne trebuie acum pălărie și tot felul de haine fandosite? Și când umblam pe biciclu, de ce ne trebuie acum mașină? E, vedeți de ce ne trebuie schimbări și în lucrul lui Dumnezeu? Viața merge înainte și cu bune și cu rele. Dar orice schimbare omul o suportă greu, de aceea Dumnezeu le împarte pe bucăți pentru ca omul să o suporte mai ușor. Aceste decizii nu au fost ușor de luat nici de Petru și nu au fost ușor de acceptat nici de apostolii care l-au criticat. Elementul care a provocat conflictul este faptul că Petru i-a trădat și a încălcat reguli pe care și el le predica înainte să le încalce. Capitolul 11 este ușor de observat, care are două părți, și chiar Cornilescu, care a împărțit pe capitole și a pus titluri anumitor paragrafe, lucru care evident că nu este în original. În original nu există nu numai capitole, dar nu există nici versete. Acestea sunt împărțite mai târziu pentru ca noi să putem face referire la ele. Altfel, cum făceam referire la un verset din carte? Ziceam, păi, mai încolo un pic sau mai încoace. Dar dacă am împărțit-o pe străzi și pe județe, este ușor spus județul cu tare, satul cu tare, strada cu tare, numărul cu tare. Dacă n-am avea noi număr la casă și nume la stradă și nume la orașul în care stăm, unde am sta? Mai încolo, nu? Mai încolo 500 de mile sau 1000 de kilometri. Repet, este ușor de înțeles că Luca, în cele 30 de versete pe care Cornilescu le așează în capitolul 11, le împarte în două, și prima parte este dedicată argumentării lui Petru, justificării lui Petru cu privire la acțiunea în care a fost împins de Dumnezeu. El a fost împins de Dumnezeu să meargă în casa unuia dintre neamuri, ofițerul roman Corneliu, unde era adunată toată familia lui lărgită. Petru a mers acolo, a predicat Evanghelia în urma unor experiențe care l-au convins că trebuie să se ducă, fiindcă e voia lui Dumnezeu. E adevărat, o voie a lui Dumnezeu puțin redefinită față de cum știau ei în Vechiul Testament. Apoi, după ce Petru lămurește problema și colegii lui, tovarășii lui de slujbă, ucenicii și ceilalți acceptă și înțeleg că Domnul a inițiat această redefinire, urmează o privire asupra unui oraș care până atunci a fost nebăgat în seamă. Dacă Ierusalimul a fost centrul Consiliului Pastoral al ucenicilor, dintr-o dată Antiohia dintre neamuri devine centru de misiune al Bisericii lui Dumnezeu. Și în versetele de la 19 la 27, la 30, inclusiv foametea prorocită de Agab, face referire la centru de misiune din Antiohia. Evident că în seara aceasta, dacă vrem să intrăm un pic în amănunte, nu vom avea timp să parcurgem tot capitolul, dar vom face ce avem timp să facem. Petru își justifică purtarea, sau vorba lui Cornilescu, Petru își îndreptățește purtarea. În versetele de la 4 la 17, Petru, pe rând, vorba lui, explică ce i s-a întâmplat. Că nimeni nu știe mai bine ce i se întâmplă unui om decât omul care a avut experiența respectivă. Noi uneori ne asumăm că s-a întâmplat așa și așa și așa, și uneori ne asumăm cam multe. Dar ar fi bine, tocmai de aceea există martori și mărturii, ar fi bine să-l chemăm pe omul cu pricina, adică omul în cauză, și să-i spunem: noi te ascultăm și tu o să vorbești. Spune-ne pe îndelete și spune-ne în numele Domnului după adevăr ce s-a întâmplat. Și ce spune omul, orică vorbește drept, orică minte, ce spune el, ori îl va binecuvânta, ori îl va condamna înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem să vedem în inima omului, noi credem cuvintele lui. Pe baza cuvântului fetei o căsătorim, pe baza cuvântului băiatului îl căsătorim. Pe baza cuvântului tânărului sau în vârstă îl botezăm în numele Domnului. Ce dovezi avem noi că ăștia se iubesc cu adevărat? Că poate nu se iubesc, o fac pentru acte. N-avem nicio dovadă, nici că e așa, nici că e așa. Dar la cuvântul lor îi cununăm. Ce dovezi avem noi că ăla din baptistier e botezat și nu umblă cu fofârliga? N-avem nicio dovadă.
ce vedem noi, inima omului, nu. Dar la cuvântul lui și pe cuvântul lui îl botezăm. Dacă cuvântul lui nu e adevărat, Dumnezeu știe și Dumnezeu judecă. Noi oamenii nu avem voie să trecem dincolo de cuvântul omului decât în situația în care există martori care dovedesc că ce spune omul nu este adevărat. Și acum Petru e pus în situația să spună ce s-a întâmplat. Și începe la versetul 4 și sfârșește la versetul 17. Observați că Luca descrie și el în capitolul 10 ce i s-a întâmplat lui Petru, dar el descrie ca unul care a auzit de la Petru ce i s-a întâmplat. Și când nu ești omul care ai trecut prin situația respectivă, mai pui de la tine în anumite situații și mai iei din ce ți s-a spus în anumite situații. Dar când ai trecut tu personal prin experiența aia, nu scoți, nu adaugi, pentru că îți sunt clare în minte. Așa că, observați, Petru începe nu cu ce i s-a întâmplat lui Corneliu, cum începe Luca în 10, ci el în 11 începe cu ce i s-a întâmplat lui și apoi vorbește ce i s-a întâmplat lui Corneliu după ce a ajuns în casă la el și omul i-a spus ce i s-a întâmplat lui. Și în felul ăsta a pus cele două experiențe cap la cap. De asemenea, Petru explică bisericii din Ierusalim faptul că el nu ușor s-a lăsat convins să meargă în casa unui om netăiat împrejur. Petru a fost un evreu serios. El nu așa la prima recomandare a încălcat legea lor străbună. El spune că i-au trebuit 4 intervenții de la Dumnezeu ca să-l convingă. Nu sunt suficiente 4? Ba da, ar fi suficiente și 3, și 2, și ba chiar una dacă Domnul vorbește. Dar observați că el are nevoie de 4 dovezi. Uitați-vă în versetul 5. Am căzut într-o răpire sufletească și Domnul mi-a vorbit. Prima adresare a lui Dumnezeu către Petru. Observați, vă rog, versetul 7. Am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și când el spune nici vorbă de așa ceva, Doamne, din nou Dumnezeu vine și face presiune asupra lui. Și în versetul 9 spune, glasul mi-a zis din nou, a doua oară, ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Și uitați ce menționează versetul 10. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Și apoi, încă o dată îi se adresează Dumnezeu în versetul 12. Duhul mi-a spus să plec cu oamenii care au venit la poartă și au întrebat de Petru. Fără menționând Duhul, să nu fac nicio deosebire între oameni. Făcea Petru deosebire înainte? Evident. Haideți să facem prima aplicație practică din această seară. Facem noi deosebire între oameni? Facem. Facem. E adevărat că facem deosebire între oameni și în lucrurile în care trebuie să facem deosebire, dar facem deosebire și în lucrurile în care n-ar trebui să facem deosebire. Pentru noi, fiecare gestuleț pe care îl face un om, noi îl calificăm ca fiind pocăit sau nu. Chiar dacă gestul nu e decât o încredințare a noastră sau o încredințare a lui. Și fiecare om are dreptul la încredințările lui acolo unde nu sunt principii care să reglementeze dacă e bine sau nu. Spre exemplu, să nu zic mai mult decât cravata. Păi, știți bine că asta a fost prilej de judecată de-a lungul anilor, nu glumă. Și dă-tui doar un exemplu, dar pot da multe. Revenind la ceea ce Petru spunea, observați că vedenia de la Dumnezeu este o dovadă, porunca divină hotărâtă adresată de Dumnezeu e o a doua dovadă, pregătirea pe care Dumnezeu o realizează ca să îl împingă pe Petru în această experiență este o a treia dovadă și acțiunea divină, zice, Duhul Sfânt s-a coborât și l-a trimis. Dacă ne uităm la aceste lucruri, frați și surori, observăm că Petru avea toate motivele să nu facă această schimbare. Eu vă întreb, dacă acum ați avea o vedenie și în vedenia aceasta vi s-ar spune un lucru care nu e scris în Biblie, l-ați crede? Lui Petru i s-a spus ce nu era scris în Biblie. Toată tradiția neamului lui era să nu calce în casa unui neevreu, să nu mănânce cu el. Doamne ferește!
Și acum Dumnezeu îi spune împotriva la ceea ce el știa. Vă întreb, dacă Dumnezeu v-ar spune ceva împotriva la ceea ce știți, ce ați alege? Ce ați știut până la momentul respectiv? Sau noutatea pe care vă comunică acum Dumnezeu? Nu suntem tentați să spunem asta, nu poate fi Dumnezeu, că nu mi-a zis Dumnezeu până acum, n-ar fi zis una și de acum încolo să zică alta. Vă întreb, când evreii veneau și aduceau animalul la templu și în baza sângelui animalului omorât erau iertați, au acceptat ei ușor când a venit Iisus ca mielul lui Dumnezeu și aducându-și sângele după ce a murit pe cruce, pentru întotdeauna sângele său a rămas la dispoziția oamenilor care cred și se pocăiesc pentru ca să se curățească prin sângele acesta. Au acceptat ei ușor? Nu, bineînțeles că nu. Unde ai mai auzit ca să moară un om, mai ales că ăsta a crescut între noi, băiat de tâmplar? N-au acceptat ușor. Când a venit Duhul Sfânt, au acceptat ei ușor? Nu, au spus sunteți beți, sunteți morți de beți și acum aiuriți. Orice schimbare care s-a făcut în procesul revelației a fost greu de făcut, pentru că oamenii nu erau convinși că schimbarea vine de la Dumnezeu. Ei credeau că e ceva necurat la mijloc și de aia Petru a avut nevoie de 4 insistențe ale lui Dumnezeu ca să-l convingă că-i Dumnezeu. Mai mult de atât, observați dumneavoastră că Dumnezeu întotdeauna pune lucrurile cap la cap. Astăzi, oficiul profetic nu mai este la fel de puternic ca în vremea Bibliei și uneori nici la fel de concret și nici la fel de deslușit. Uneori ascultăm o descoperire dumnezeiască din care nu înțelegem nimic. Adică înțelegem ce ni se spune, dar nu putem să tălmăcim ce ni s-a spus. Pur și simplu plecăm acasă și orică o auzeam, orică nu auzeam, tot acolo e. Ei, observați cât de concretă este descoperirea aici. Du-te la Petru pe strada care se cheamă asta și la proprietarul pe care îl cheamă așa. Păi asta da descoperire, că Dumnezeu știe și cum se numește strada și știe și cum îl cheamă pe individul ăla în care îl găzduiește pe Petru. Asta da descoperire. Dar mai mult de atât, când Petru are acest mesaj din partea lui Dumnezeu care se repetă și nu știe ce să creadă, observați dumneavoastră că la poartă se opresc trimișii la omul la care el trebuia să meargă. Dumnezeu lucrează și dintr-un cap al podului, convingându-l pe Petru, și lucrează și din celălalt cap al podului, punându-l pe Corneliu, care era ofițer, să-și trimită niște soldați sau niște oameni din casă să meargă. Și jumătatea asta de pod se leagă de jumătatea asta de pod și asta este foarte convingător. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar, concret și convingător. Pentru că dacă eu, un om din carne, în seara asta mă străduiesc să vă vorbesc lămurit, cum Dumnezeu să vină și să se bâlbâie și să nu știe ce spune? Sau spune și la urmă zici, bă, dar ăsta ce a vrut să spună, că n-am priceput nimic? Păi așa a ajuns Dumnezeu. Observați dumneavoastră aici că Dumnezeu vine prin capul ăsta de pod și vine și prin celălalt și Petru se lasă convins. Măcar că a avut ezitări, a avut inima strânsă și i-a fost frică. Nu cumva să fac ceva, mai ales că el era unul dintre ucenicii cu cea mai bună reputație. Nu cumva să fac ceva și să fac numele Domnului de rușine, să trădesc credința mea și a neamului meu. Omul n-a vrut să facă schimbarea, dar Dumnezeu a pus presiune pe el, și pe o cale și pe alta, până când omul, văzându-se sufocat de dovezi și de argumente, spune, Doamne, mă predau, se dă jos și pleacă cu oamenii care au venit după el. Frații mei, atunci când suntem puși într-o slujbă de responsabilitate și când ceea ce decidem noi devine regulă pentru grupul acela de oameni, familia noastră, echipa de la serviciu, biserica locală sau comitetul sau o formație, te simți responsabil de decizia aceasta și nu e ușor, pentru că te gândești, dacă nu procedezi corect,
în primul rând în fața lui Dumnezeu și apoi în fața oamenilor, o să mă fac de rușine. Și ai inima strânsă. Mai ales când n-ai de ales între bine și rău, că asta e simplu, ci ai de ales între două rele, unul mai mic și unul mai mare. Na, asta e complicat. Și atunci trebuie să spui una din două. Ce spui? Păi Petru are nevoie de 4 dovezi. Și mie mi-ar place să am 4 dovezi, 4 argumente când hotărăsc un lucru. Și dacă vine cineva să mă întrebe de ce ai hotărât așa, să spun, păi uite una, uite două, și ăla să spună mai convins, stai că mai am două, nu mai îmi spune că e destul. Ba, vină încoace, uite încă două. Așa da. Ei, Petru a avut nevoie de argumente și Dumnezeu i le-a dat. În baza acestor argumente, omul se simte dezlegat. Se simte împuternicit și pleacă cu îndrăsneală. Când ajunge acasă la Cornelie, lucrarea se face cu putere, pentru că a venit din încredințare. N-a plecat cu inima îndoită. Când mergi cu inima îndoită, nu există putere în ce faci, că nu ești sigur că ce faci este bine, și ce nu se face din încredințare e păcat. De aceea trebuie să îți asumi și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor să ceri timp și îngăduință până când ești convins. Asta nu înseamnă să o atitudine îndărătnică și răutăcioasă, tot timpul contra, nici vorbă, dar înseamnă că am nevoie să mă convingi sau să mă convingeți că acum lucrurile s-au schimbat puțin și schimbarea este după voia lui Dumnezeu. Că observați, s-a redefinit conceptul de familie, asta nu-i după voia lui Dumnezeu. S-au redefinit căsătoria, acum nu-i musai să se mai căsătorească un bărbat cu o femeie, se pot căsători doi bărbați sau mai mulți, sau oricum, că nu mai are nicio regulă și niciun Dumnezeu. Ei, asta nu pot să o accept că-i de la Domnul doar din dragoste pentru ăștia ca să nu se supere. Păi și dacă se supără ce? Ei, Petru a avut nevoie să fie convins și Dumnezeu i-a dat argumente suficiente pentru ca lucrarea care o face să o facă cu libertate. Dumnezeu nu ne chinuie niciodată. L-aș trimite eu pe copilul meu la magazin să cumpere pâine fără să-i dau bani? Păi ce fel de om sunt eu? Mi-aș trimite eu copilul să se facă de rușine, să se ducă acolo, tanti, dă-mi o pâine, nu mi-a dat tata bani, dar matale, ești o femeie bună, dă-mi, te rog frumos, pâine. Nu, eu nu aș face așa ceva cu copilul meu. Ei, cum ar face Dumnezeu așa cu noi? Dumnezeu nu ne chinuie, Dumnezeu nu-și bate joc de biserica sa, de lucrătorii săi. Dumnezeu lămurește pe cel de care se folosește, pentru că atunci când omul ăsta pleacă să fie pe deplin încredințat că este în voia lui Dumnezeu. Nimic nu-ți dă liniște mai puternică în viață decât să te știi în interiorul voiei lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, orice schimbare care se face trebuie bine lămurită, bine argumentată, e nevoie de comunicare, e nevoie de stat jos și oamenii lăsați să pună întrebări. Chiar dacă întrebările sunt ciudate și chiar dacă întrebările pot părea suspicioase sau răutăcioase, oamenii au dreptul să se lase convinși. Iar cel care, în cazul acesta, Duhul Sfânt și Dumnezeu, a avut libertatea ca să pună în inima lui Petru, ce era deschisă înaintea Domnului cu întrebări, argumentele necesare. Ceea ce am vrut să menționez, frații mei, spun asta înainte să mă opresc, este faptul că Dumnezeu îl expune pe Petru. Însă faptul că îl expune, nu îl face pe Dumnezeu să-l trimită obligat și înainte de a-l ajuta să se convingă. Dumnezeu trimite un înger, Dumnezeu îi dă o vedenie, Dumnezeu îi vorbește personal, Dumnezeu încă o dată, de 3 ori repetă asta și apoi trimite un grup de oameni care spun: hei, noi suntem trimiși de ăla la care ai fost trimis tu. Iată dar cum se întâlnesc cele două mesaje de la Dumnezeu. Petru pleacă, lucrarea se face, planul lui Dumnezeu se întâmplă, Dumnezeu este proslăvit, mărturia bisericii se întărește, oamenii sunt încurajați, suspiciunile ucenicilor față de colegul lor Petru cad la pământ și nu mai au putere, ucenicii rămân în continuare în unitate, îl respectă în continuare pe Petru, nu ca pe un trădător asemenea lui Iuda, ci ca pe un om care, zice el, s-ascult mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ce era să fac dacă Dumnezeu m-a convins? Când am văzut că le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, am zis: Doamne, iartă-mă! Gata sunt, mă duc! Frații mei, surorile mele,
Dacă ne uităm cu atenție în carte, vom vedea că oamenii lui Dumnezeu de dinaintea noastră s-au confruntat cu experiențe cu care ne confruntăm și noi. Suspiciuni, confuzie, nu știau dacă e bine să se ducă sau să rămână, vulnerabilitate, nemulțumire din partea unora. De ce ai făcut așa? Te-ai dus să mănânci? Iată, dar critică. Chiar dacă era Petru, oamenii l-au suspectat de încălcarea unor reguli. Dar el nu s-a supărat. Cum vă permiteți, bă, să ziceți așa de mine? Nici vorbă. S-a așezat lângă ei cu răbdare și cu bunăvoință și le-a explicat: uite, oameni buni, ce mi s-a întâmplat. La oraia a venit Duhul, la oraia am avut o vedenie, la oraia mi-a vorbit Dumnezeu, de 3 ori s-a repetat, apoi au venit niște oameni și apoi toată casa lui Corneliu a început să vorbească în limbi și să prorocească că a venit Duhul Sfânt peste voi. Și dintr-o dată oamenii spun: iartă-ne că te-am suspectat și te-am criticat, înseamnă că e lucrarea lui Dumnezeu. Totul trebuie făcut cu pace, totul trebuie lămurit în discuții, totul trebuie tratat cu transparență, pentru că unitatea în interiorul poporului lui Dumnezeu este așa de importantă încât orice trebuie jertfit pentru ea. Că doar în unitate lucrează Duhul și doar în unitate mărturia bisericii este eficientă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi și să punem aceste lucruri la inimă în măsura în care le considerăm că vin de la Domnul. Stimată biserică, vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune.